Al treizecelea dar. Lejeritatea. Dorința supremă. Când ne confruntăm cu un paradox, există două răspunsuri posibile. Fie devenim tensionați, fie îi cedăm. Mintea are o problemă cu paradoxurile, fiindcă nu este menită să se ocupe de ele. Ea poate rezolva lucrurile doar prin gândire logică. Mintea superioară, care poate fi asociată cu conștiința ce funcționează în afara creierului și a corpului, Adoră paradoxurile deoarece știe că ele reprezintă adevărul. Când ne abandonăm neajutorării cauzate de faptul de a fi un om obișnuit, se întâmplă ceva remarcabil. Întreaga noastră ființă își schimbă frecvența. Începem să luăm totul mai ușor. Mintea umană are o atitudine incredibil de serioasă față de viață, deoarece vrea să înțeleagă și să controleze Existența însă darul al 30-lea constituie o nouă lungime de undă pe care funcționează omenirea și implică o abandonare interioară care nu poate fi forțată sau simulată. Lejeritatea asociată cu al 30-lea dar nu presupune să fugi de viață tratând-o cu ușurință. Din potriva, ideea este să pătrunzi în suferința ta mai profund decât ai făcut-o vreodată. Este un fel de tentativă de sinucidere, ca și cum ai ridica brațele și ai spune creației Bine, bine, mă predau, fă ce vrei cu mine. Ceea ce se sinucide de fapt este neîncrederea ta în viață sau ceea ce unele tradiții numesc ego. Trebuie să ajungi la o înțelegere mai profundă a proprietale slăbiciuni și a faptului că ești muritor pentru a realiza că adevărata putere înseamnă să ai încredere în viață. Viața se manifestă prin tine, iar tu ești un simplu pion genetic în acest joc. Trebuie să devii complet neajutorat. Nu în sensul de a fi o victimă, ci să înțelegi că, de fapt, nu ai nevoie de ajutor. Iar atunci se produce miracolul: descoperi că poți pătrunde într-o stare extinsă de conștiință care guvernează întregul joc. Acest lucru îți oferă acces la un nivel superior de funcționare și înțelegi că viața părea atât de dificilă doar din cauza neîncrederii tale. Darul lejerității nu-ți schimbă destinul. Pur și simplu îți permite să-l privești de la un alt nivel al conștiinței. Dar însăși schimbarea nivelului de conștiință înseamnă o schimbare în scenariul vieții. Are loc o adevărată revoluție. Sau, mai curând, o dezintegrare. Orice viață urmează un scenariu mitic. Și-ți poți vedea propria viață din această stare de conștiință extinsă doar dacă ai renunțat să te mai simți o victimă a ei. În clipa în care înțelegi gluma că viața trebuie să fie așa cum este, vezi care este locul tău în scenariul general și începi imediat să te simți acasă. În plus, întreaga ta ființă devine mai ușoară, chiar dacă trupul continuă să sufere. Această lejeritate începe să se reflecte apoi în tot ceea ce faci. La nivelul darului lejerității, întotdeauna ai o sclipire în ochi, deoarece știi în ta că totul e doar un joc. Iar cel mai rău lucru pe care îl poți face este să iei viața prea în serios. Există o mare diferență între cineva care pretinde că trăiește viața lejer și cineva cu o lejeritate autentică a ființei. Această diferență se regăsește în natura emoțională. O persoană care se preface se teme de adevăratele ei sentimente, iar o persoană cu lejeritate autentică nu se teme niciodată Că va fi cobleșită. Darul lejerității nu te face imun la dorință, dar nici nu te face să reacționezi la dorință. Îți permite să devii una cu dorințele tale, în profunzimea misterului lor. Acest dar știe că dorințele nu trebuie neapărat urmate, însă trebuie să fie simțite. Uneori, trebuie să le urmezi pentru a învăța ceva, dar în general, darul lejerității știe că implicarea dorințelor este o șarlatanie. Când conștiința umană penetrează sistemul emoțional în profunzime, apare un vast sentiment de eliberare. Este libertatea de a avea o perspectivă largă asupra dorinței. Știi că, indiferent dacă îți urmezi sau nu dorința, acest lucru nu ți va aduce o senzație durabilă de pace. Asta înseamnă că nu vei mai fi sclavul propriilor dorințe. De fapt, dorințele devin asemenea unor oaspeți pe care îi inviți la un ceai. Fie pleacă atunci când vor, fie rămân și insistă să fie urmate. În acest sens, adevărata lejeritate poate fi văzută drept renunțarea la nevoia de a scăpa de dorința în sine. Cealaltă emblemă vitală a darului lejerități este simțul umorului. Vezi orice lucru cu detașare, chiar și atunci când continui să-l simți într-un mod profund și senzual. Prin urmare, e totul mai ușor. Umorul care izvorăște din acest dar nu este genul de umor inteligent sau sarcastic și niciodată nu este folosit pentru a râde de altcineva. Se manifestă întotdeauna drept capacitatea de a râde în primul rând de tine însuți. Propria ta viață devine o tragicomedie grozavă, deoarece integrează ambele aspecte ale spectrului experimental. Înveți să vezi dincolo de toate comportamentele umane. Vezi atât suferința profundă cuprinsă în fața convingere că dorințele pot fi împlinite, cât și plăcerea extraordinară provenită din acumularea și eliberarea dorințelor. Umorul ce însoțește al treizecilea dar este un umor plin de compasiune. Nu presupune să râzi de ceva, ci este doar răspunsul autentic al unei ființe umane care s-a abandonat sinelui superior. Pe măsură ce pătrunzi în frecvențele superioare ale cheii A30-a, începi să înțelegi misterul ciclului dorinței. Dincolo de miile de dorințe care străbat zilnic sistemul emoțional, începi să identifici o dorință fundamentală care devine treptat din ce în ce mai puternică. Dorința de a bune capăt suferinței. Dorința de a bune capăt propriei suferințe este tot una cu dorința care conduce toate ființele umane pe calea spiritualității și a cercetării interioare. Această dorință de a evada, de a ne înălța sau de a fi liberi este năzuința supremă a ființelor umane, este imboldul evoluției de a transcede forma. Atunci când pătrunzi pe deplin în câmpul pur al acestei dorințe, pășești în focurile purificatoare ale conștiinței. Acest grup de codoni, inelul purificării, te poartă într-o călătorie în care întreaga ta ființă începe să dea drumul dorinței. Va trebui să ai încredere în dorința ta de a transcede chiar dacă înțelegi că dorința în sine te împiedică să o transcezi. Dorința supremă trebuie urmărită, acceptată și îmbrățișată, iar astfel focul năzuinței tale începe să strălucească puternic. Aceasta este cealaltă semnificație a lejerității în contextul celui de-al 30-lea dar. Trupul începe efectiv să se umple de lumină pe măsură ce vehiculele inferioare și corpurile subtile sunt purificate prin forța dorinței tale.